ca să înțelegeți de ce mi-s dragi oameni ăștia. Și le fac reclamă. Euroluc, Trans și Ceava. Azi e despre suflet. Azi e despre nevoia de a ajuta pe alții care sunt mai nefericiți decât noi. Azi e despre Suceava care poate vibra așa cum știu eu că vibrează Suceava. Dragii mei, vă prezint acum un material. Nu stați prea mult pe gânduri. După ce îl vedeți, distribuiți, dați-le și altora posibilitatea să demonstreze că suntem suceveni, că suntem bucovineni, că avem puterea de a ajuta și pe cei necăjiți. Azi e despre ce putem face pentru oamenii care au fost afectați de inundații la Galați și la Vaslui, în special pentru cei de la Galați. Cei de la Euroluc au făcut primul pas, au pus la dispoziție tirul ăsta. Da? Vă povestesc imediat și care sunt primii actori care au ajutat deja și au mișcat, începem să mișcăm ușor, ușor povestea. Asta e despre o poveste pe care vreau să fie frumoasă, trebuie, avem nevoie de ajutorul vostru. Share-ul este obligatoriu, distribuiți la cât mai multă lume să știe lumea că aici se întâmplă ceva și că e nevoie de ajutorul vostru. Haideți să vă spun despre ce e vorba. Dragii mei, era și timp. Era și timpul că știți cum e. Când cineva îți întinde o mână la momentul potrivit, nu mai aștepți strigă de ajutor din partea lui dacă are vreodată nevoie, ci pur și simplu întinzi și tu mâna. Astăzi, dragilor, suntem la metro Suceava. Suntem parcarea de la metro și ce trebuia să se întâmple de acum câteva zile se întâmplă astăzi. Ăsta este camion, tirul. E gol, e de la Euroluc Trans din Suceava și vă așteaptă pe domniile voastre să-l umpleți cu bunăvoință pentru oamenii necăjiți de la Galați și Vaslui. Ce vedeți, domniile voastre? Acolo e consilierul local, activistul sucevean Andrei Bacoș. A fost și a discutat cu antreprenorul, cel care deține firma Euroluc Trans. Îi mulțumim pe această cale. Discuțiile au durat efectiv 10 minute și prima mașină este aici, dragilor. E goală, așteaptă să fie umplută cu ajutoare pentru necăjiții de la Galați. După inundațiile de acolo, ați văzut ce a fost la Galați zilele acestea. Nici n-are rost să vă mai povestesc, imaginele sunt cutremurătoare. Absolut cutremurătoare. Le-au umplut, le-a luat casele pe sus, mașinile pe sus, le-au umplut casele de nămol, până la strașina casei. S-au inundat acolo casele. Oamenii aia nu au nimic. Acum prag de toamnă, în prag de iarnă, au rămas, cum se spune, cu fundul gol. Și este nevoie să-i ajutăm. Ia, unde o fac? Domnișoara Andrei! O să vorbesc și cu Andrei Bacoș, pentru ce zice, cum zice și ce-i de făcut. Dragilor, ăsta este momentul în care trebuie să fim solidari cu cei năcăjiți din sudul Moldovei. Moldova nu e a noastră, nu e a mea, nu e a voastră, e a urmașilor noștri și acum trebuie să fie solidaritate. Să vedem ce zice domnul Bacoș. Nene Andrei! Ăsta-i, da? Bună! Stai așa. Bună ziua la noi! Bună ziua la noi, bună dimineața la oameni, noapte bună pentru cei cu inima rea. Ce se întâmplă, povestiți-ne un pic ca să știe oamenii și să dăm drumul la treabă. Scurt și la obiect. Suceava ajută Galațiul. Ați văzut ce dezastre sunt în zona Galațiului, în zona Vasluiului. Ne-am mobilizat rapid. Am discutat cu bunul meu prieten Sergiu Lucan de la Euroluc. Ne-a pus la dispoziție un tir. Va lăsa remorca tirului aici. Până mâine vom aduna produse. Adică până marți. Asta este făcut luni dimineață, da? Da. Se știe lumea la ora 10:25. Deci, a discutat cu cei de la metro, Am discutat cu domnii de la metro, ne dau și ei o tonă și ceva de apă. Domnul Iftori de la Orizont Plața ne dă și el o tonă și ceva de apă. Deci cu astea începem. Este foarte mare nevoie de apă acolo la Galați, deoarece apa este contaminată. La ce înfântânile alea de acolo e dezastru. Este dezastru. Haideți să spunem oamenilor ce vom aduna aici. Vom pune și un mic banner aici, imediat. Haideți să spunem oamenilor
ce este mare nevoie, de ce avem cea mai mare nevoie? Avem nevoie de hăinuțe, avem nevoie de pături, avem nevoie de cizme, avem nevoie de rechizite pentru copii. Să știți că am înțeles că vreo 20 ceva de școli din Galați s-au închis din cauza inundațiilor. Vă dați seama că toți copiii nu mai au rechizite, nu mai au cărți. În jur de 6.000 de gospodării au fost distruse de inundațiile care au fost acolo. Alimente, ce să mai zic, pături, nu știu dacă am zis, pături, plafume, vă dați seama că totul s-a udat acolo, tot este compromis. Până la urmă fiecare aduce ce are, noi vom sta aici până diseară la ora 9, deoarece la ora 9 se închide metro, da? Deci până diseară la ora 9 să fim aici în parcare la metro. Ce să vă mai zic, fiecare ajută cu ce poate. Am înțeles. Sunt sigur că vom aduna și am pe remorca până mâine. Da. Deci mâine vom pleca, deci după ce umplem această remorcă, dacă este nevoie, vom umple două tiruri. Da. Și vreau să vă spun că mâine vom pleca acolo la Galați, voi merge și eu personal acolo. Dacă sunt voluntari care vor să vină cu noi, poate să vină, va fi nevoie acolo de voluntari. La împărțit ceea ce adunăm, poate să ajutăm acolo niște oameni din zonele afectate. Am înțeles. Nu știu la ce să ne așteptăm acolo, dar vă mergem spun eu, la necaz, Max. La necaz că... A, și o lăsați aici, nu? Lăsați camionul aici, da, și aici vine... Da. Ca să poată să vină lumea avem să se... moto, ca idee avem moto de la domnii de la metro. Da, ne oferă o moto pentru dacă vin persoane să aducă alimente, ceva, lucruri cu paletul, putem să le urcăm direct. Deci avem tot ce ne trebuie. Am înțeles. Cu Doamne ajută înainte. Mâine plecați încolo, mâine dimineață, nu? Da, dacă umplem vagonul, mâine dimineață plecăm. Dacă nu, mâine la amiază. Când îl umplem, plecăm. Am înțeles. Cu Doamne ajută, domnul Bacoș. Ia să vedem cine s-a îndocanit ăștia. Simpatici. Dragilor, despre asta e vorba. 30 de tone de marfă, cât încape domnul Bac? Acum ne întrebați pe șofer, ca să nu aducem mai mult de 30 de tone. Câte tone încape? 25 de tone. 25 de tone. Apă plus îmbrăcăminte, dragilor. Avem treaba aici, după cum vă uitați. Tirul e pregătit. Puteți veni liniștiți când doriți. Dacă aveți, spuneți. În permanență va fi cineva aici, da? Deci în permanență va fi cineva aici. Deci fără grijă, cine dorește să vină. Găsește ajutor. Sigur că da. Deci, dragilor, 10:30 facem acest film. Până îl postăm noi, până să urcă, să știți că e momentul să arătăm că suntem oameni. Este momentul să le mulțumim celor din întreaga țară pentru gestul pe care l-au făcut în 2008 și 2010. Aduceți-vă aminte că și noi în 2008-2010, noi sucevenii, am suferit de pe urma inundațiilor. A fost groaznic atunci la noi. Întreaga țară a trimis, s-a mobilizat. Bine, ne-au trimis și tâmpeni atunci, recunosc, dar ne-au trimis multe ajutoare. Și am reușit să ieșim cu capul sus din acele inundații. Acum e momentul să întoarcem și noi brațul către cei mai necăjiți. Am vorbit cu Andrei Bacoș mai devreme și spunea că vrea să facă acest gest și pentru cei de la Vaslui. Dar să vedem cum reacționează Sucevi. Nu, dacă mai auzi, am încălcat mașina. Da, mai e de aici, Da, dragii mei, să fim înțeleși, deja am dat drumul la lucrare, cum se spune. Cizmuliți, cizme, haine mai bunuțe, mai grosuțe, că vine iarna, vine încă plouă acolo, încă e urât. Apă, dacă aveți alimente conserve în special, pentru că nu trebuie să fie perisabile, aduceți-le aici. Este momentul să arătăm că suntem oameni, că suntem alături de cei
care au nevoie. Acum au nevoie de noi, altă dată nu au nevoie de noi, să știți. Repet, plapum pentru paturi, chestiuni de genul ăsta care pot fi folosite rapid și pentru care de care chiar este nevoie. Repet, aici la metro, în parcarea de la metro, veți vedea camionul de la Euroluc, trans și o umbrelă, acum se montează o umbrelă mare, orice ajutor și bani, dacă îi trimite. Domnul Andrei, dacă vin oamenii și vor să dea bani, poți să dea bani? Ce să vă zic, dacă vor să dea bani, să mergem în metro să cumpărăm. Deci cine vine cu banii? Poți să vină cu banii, să meargă în metro să cumpere produse. O strângem banii, ce să zic acum, că mă duc să dau bani acolo. Deci cine vrea să vină, vine la metro, cumpără ce are nevoie și noi punem mergem în camion. Am înțeles, cumpere camionul și plecăm acasă. Da, exact. Dragilor, ați înțeles. Povestea este... Să trăiți, bună ziua, Doamne ajute! Doamne ajute! Ați înțeles, deci... Spune, o singură chestie vreau să spun ceva foarte important. Spuneți. Cei care vor veni să aducă produsele aici, o să-i rog frumos să scrie. Adică dacă vine cu o sacoș, cu ceva, să scrie, vă rog, ce pe sacoș. Că e foarte important acolo și foarte greu după aia ca să căutăm în fiecare sacoș să vedem ce-i. Să scrie, hăinuții copil, 6-8 ani. Plapumă, pătură, ulei, zahăr, ulei. Făină. Să scrie, vă rog, fiecare. Luați și făină? Tot ce se poate... Tot ce este nevoie. Tot ce este nevoie. Vă dați seama ce-i acolo. Necaz mare. Da. Dragilor, ați auzit. De acum totul rămâne la... la sufletul domnilor voastre. Dacă aveți suflet, e moment. Aici, cine vi le va lua, va duce acolo unde chiar e nevoie de ajutorul vostru. Deci de la Suceava nu pot decât să mă rog la bunuțul să aibă nenea Bacoș treabă măcar așa, măcar vreo săptămână de dus încolo. Haideți să ajutăm pe cei din Galați. Susținimile.